Așa cum v-am spus, ne aflăm pe lacul Varla, mai exact pe sectorul A. De ce sectorul A și de ce Varla? Ca să ajungem acolo, întâi trebuie să vă spun că ne aflăm în toiul verii, este începutul lunii august, temperaturile sunt foarte ridicate, avem parte de caniculă, temperaturi de 40 de grade cam în fiecare zi. Apa este foarte caldă, afară este copleșitor. Principalul criteriu pentru care am ales Varlam și am ales sectorul A de la Varlam este populația piscicolă de ten mari care se află în acest bazin. Cu toții știm că pe sectorul A există exemplare foarte frumoase de ten și bineînțeles că noi toți știm că tenul este o specie mai aparte și lui place apa caldă și este destul de activ pe caniculă și mănâncă. Așa că am zis, în cazul în care nu reușesc să păcălesc un crab din cauza apei calde și a temperaturii, poate măcar am parte de niște drill-uri interesante cu acești teni superbi. Al doilea criteriu pentru care am ales Varlam este pur și simplu modul în care acest lac arată și feeling-ul pe care ți-l dă. Sectorul A este împădurit, ai umbră de dimineață până seară pe fiecare stand. Lacul are o tentă sălbatică, pe scurt este un peisaj superb și merită încercat. Cunoscând că avem de-a face cu niște pești mari bătăioși, fie crab, fie ten, și cu faptul că au foarte multă hrană naturală constituită din scoică, am știut că e nevoie de un echipament de anduranță, un echipament care să facă față. Pe lângă firele pe care administrația le impune prin regulament, ce anume 0,40 ca fir principal și un înaintaș mono de 0,60 pentru a preveni ruperile în timpul drillului. Am știut că am nevoie și de niște monturi sănătoase care să facă față. Așa că am folosit ca fir Captive Coated Hookline de la Avid. Da? Este un fir rigid cu cămașă, da? Pentru a proteja secțiunea rigului în timpul drillului, să nu cumva se frece de o cioată, de o scoică, de ceva care ar putea să-l taie. Este un fir foarte rezistent și capabil. Și la Kerlig am ales Armorock Hooks Curve, tot de la Avid, mărimea 6. Eu sunt fanul mărimii 6, cam tot timpul pescuiesc cu mărimea 6, mai puțin în sezonul rece, sezonul de iarnă. Este un Kerlig rezistent, foarte ascuțit, care sunt sigur că face față buzelor tari ale amurilor care se află aici. Montura în sine este una simplă, practic este o montură clasică fir de păr cu o singură bilă, da? Numai că am ales să folosesc aceste cărlige și acest fir pentru a fi sigur că nu am surprize în timpul drillului.
un produs care nu ar trebui să lipsească din bagajeria oricărui pescar este plasa PVA. Materiale de tip PVA care pot fi folosite pentru a crea atracție în jurul cârligului. Acum, avem de la Avid acest kit PVA, Wide Load System, da, care are câteva elemente destul de interesante. În prima și prima fază putem să vedem cutia în care se află. Este diferită față de ceea ce găsim pe piață în ziua de astăzi. Deschidere și închidere prin clips. Da. Și capacul are efectiv o garnitură de cauciuc în interior. Da. Care nu permite umezelii apei să intre. În cazul în care luptați în ploaie, nu este niciun fel de problemă, apa nu o să intre și nu o să strice plasa PVA. După ce deschidem, avem sistemul de încărcare. Este tubul de plastic, plasa PVA și încărcătorul. Încărcătorul se potrivește foarte bine pe tub, da? Se pot încărca foarte ușor atât bile, cât și spărtură, cât și nade efectiv. Așa cum am spus, încărcătorul se potrivește foarte bine pe tub și nu va lăsa nimic să treacă pe lângă în timp ce apăsăm. Plasa este de foarte bună calitate, are o rezistență foarte bună la nod, nu se rupe atunci când forțăm. Este un produs simplu, dar fără de care nu ar trebui să plecăm pe baltă. Eu l-am folosit în partea mea de pescuit. Am, pe lângă faptul că am nădit din barcă, am dorit să țin și o mini farfurie de nadă lângă cârlig, așa că mi-am făcut săcule solubili cu bile și cu bile tăiate pe jumătate. Este un produs foarte bun pe care ar trebui să-l aveți în geanta noastră.
ultima seară am petrecut 96, petrecem 96 de ore pe la Bulvar Lam, pe sectorul A. Așa cum am spus, am ales sectorul A pentru că știu că există o opție foarte bună de crapi, amuri mari, de dimensiuni mari și m-am gândit că în cazul în care nu voi putea să aduc la cârlig un crap, pentru că temperaturile sunt foarte ridicate, apa este foarte caldă și nu se hrănește așa cum ar trebui, să-mi încerc norocul cu acești teni. Strategia mea s-a dovedit a fi una bună. Momentan nu am reușit să aduc la cârlig un crap, dar am adus pe saltaua de recepție 8 teni și o ratare. Da? Deci am avut 8 trăsături pe care le-am fructificat și o ratare. Cei mai mici teni au avut 15 kg, 3 la număr, urmați de unul de 17 kg, 3 de 19 și un fruntaș de 20 de kg și puțin. O experiență de neuitat, o partidă superbă, cu toate că, așa cum am spus, este canicul, este foarte cald afară, copacii de pe sectorul lacului Varlam oferă umbră de dimineață până seară și asta este un lucru care contează enorm și s-a văzut diferența. Nu am resimțit această căldură așa cum aș fi resimțit-o în altă parte unde nu avem atâta umbră sau poate trebuie să mă folosesc de un umbrar sau o umbrelă. Deci este un lucru care a ajutat foarte mult. Din nou, peisajul este mirific. Eu sunt îndrăgostit de lacul Varlam și vin de fiecare dată cu plăcere.